Noi a fost o adevărată provocare să reușim să confirmăm, să reușim să validăm proiectul pe care îl avem noi. Și aici am pregătit câteva cifre sumare ca să avem o imagine mai clară ce înseamnă Fagro în acești 4 ani. Vorbim de o sumă de aproximativ 3 milioane de euro care a fost intermediat prin intermediul Fagro. Și acești bani nu sunt banii mei sau nu sunt banii echipii, sunt banii investitorilor de pe platformă. În cazul ăsta vorbim de aproximativ 1600 de investitori care au investit aproximativ 3 milioane de euro în 1605 împrumuturi care au fost listate pe platformă. Împrumuturi atât ale companiilor cât și ale persoanelor fizice. Okay. Pentru asta noi am procesat aproximativ 21.000 de cereri de împrumut, având o rată de aprobare de aproximativ 7%. Deci nu aprobăm fiecare cerere, le analizăm foarte atent și prudent. Lucrurile astea nu au fost posibile fără echipa Fagora. Aici vedem doar câțiva dintre colegii mei, pentru că asta e cumva cea mai recent poză care a făcut-o cu ei. Dar acum deja Fagora înseamnă o echipă de 19 persoane. Mă uitam dimineața și număram, pentru că fiecare dată prezentăm vorbeam de 15-16 oameni. Uite, deja suntem 19 persoane care au urcat în echipii. Și vă rog să ne oferiți o rând de aplauze colegilor care desigur, Fagora a avut acest parcurs inclusiv datorită partenerilor și donatorilor care au fost alături de noi. Și aici când ne referim la parteneri și donatori, observați aici o listă destul de lungă, suntem membri în câteva asociații foarte relevante, cum ar fi Anuceam sau ATIC, sau România, suntem membri de la Rofinte. Deci avem apartenență la câteva asociații de profil, dar și parteneri prelungi, cum ar fi un FIDO. Acea soluție prin care are loc verificarea identității clienților noștri și să ne asigurăm că, de adevăr, persoanele care sunt pe platformă sunt cele care pretind, dar și o mulțime de alte instituții cu care colaborăm, totodată și donatorii care sunt alături de noi în cadrul a diferitor proiecte. Vorbim aici de USAID, vorbim de Suedia, IEPSE, UNDP sau UKAID. Astăzi vom vorbi în special despre trei dintre ei într-un program la care vom mai reveni. Iarăși, un moment important pentru noi este acel scoring pe care l-am dezvoltat. E vorba de un scoring pentru persoane fizice și persoane juridice. Prin intermediul acestui algoritm automatizat avem posibilitatea să analizăm automatizat cererile care sunt listate pe platformă pentru a facilita și a ușura modalitatea în care verificăm datele. În sensul ăsta, noi verificăm o serie de date, cum ar fi birourile de credite, informațiile de la autoritățile fiscale, verificăm datele de la Agenția de Servicii Publice și aici ne referim inclusiv cadastru, registru, alte date relevante, în așa fel încât noi să ne asigurăm că, într-adevăr, compania este verificată, am analizat bonitatea acelei companii, iar cererile de împrumut care sunt listate pe platformă sunt analizate foarte, foarte prudent. Totodată, în spate avem și două runde de investiții, două runde prin care oamenii din comunitatea noastră, în primul rând vorbim aici de investitori din comunitate, au devenit și coproprietari ai platformei, investind în cadrul acelor două runde de investiții de pe Seeders, o sumă de aproximativ 1,1 milioane euro. Și alte câteva premii sau participări în diferite acceleratoare pe care le avem. Aici ne referim la acel premiu sau acea competiție de startup-uri pe care noi am câștigat-o acum un an în urmă, în februarie 2022, vorba de InnovX BCR, cel mai important accelerator fintech din România. Au participat mai multe startup-uri, companii din diferite țări europene, printre care și Fagora din Republica Moldova, cumva fi născuți aici. Și în final am reușit să câștigăm această rundă de scale-up în cadrul InnovX BCR. Dar și alte premii care le vedeți aici. În momentul de față avem și un parteneriat în cadrul la Star Venture Program dezvoltat de către BERN. Ok, astea au fost principalele cumva rezultate pe care am vrut să vă le listez și astăzi suntem în cadrul unui eveniment special în care cu ocazia împlinirii acestor 4 ani de activitate Fagora noi lansăm un program pentru companiile mici și mijlocii din Republica Moldova, iar acest program este posibil datorită unei finanțări pe care Fagora a obținut-o de la proiectul Tehnologiile Viitorului și în spate fiind cei trei donatori despre care spunem cum mai revenim și pe această cale vreau să le mulțumim USAID-ului, Suedii și UKA. Iar pentru a putea relata mai multe informații, mai multe detalii despre acest program, și totodată pentru a avea și un cuvânt de salut,
Vreau să o invit aici alături de noi pe Natalia Silvestru, de partea proiectului Tehnologiile Viitorului. Natalia, te rog să vii alături de noi și să trecem rapid și peste prezentarea pe care ai pregătit-o. Te rog. Da, Emilia. Bună ziua, stimați domni, stimați doamne, sunt onorată să mă aflu la evenimentul organizat de Fagora din două motive. În primul rând, sărbătorim astăzi fondarea platformei de crowdfunding Fagora și îl felicit atât pe Tudor cât și toți colegii săi pentru că fac un lucru minunat și foarte inovativ pentru piața noastră. La mulți ani pentru Fagora! Și motivul numărul 2 este faptul pe care deja l-a dezvăluit Tudor, legat de programul prin care noi alocăm aproape 2 milioane de lei. Deci la momentul când s-a aprobat programul, e vorba de 1.925.000 de lei pentru 100 de companii. Dar în primul rând vreau să prezint un pic proiectul pe care eu îl reprezint. E vorba de proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, care este susținut financiar de cei mai mari donatori internaționali în Moldova și în primul rând este vorba despre Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Ambasada Suediei și UKAID. Și proiectul nostru este unul de anvergură economic și țintește segmentul IMM. Pentru că ne dorim să avem un segment IMM rezilient din punct de vedere financiar, să obțină rezultate frumoase, să putem toți să ne bucurăm de rezultate bune din punct de vedere financiar aici, acasă, în Moldova. Și avem câteva sectoare țintă, dar preponderent susținem în primul rând economia, trecerea sau migrarea către economia verde, economia digitală și cea creativă. Clipă, sper că... Deci, cum ziceam, avem și câteva sectoare de interes primordial, pentru că considerăm că acestea contribuie cel mai mult la creșterea produsului intern brut în țară, și anume sectorul tehnologiilor informaționale, industriile creative, ingineria, digital media și industria ușoară. În același timp, deci, cu referire la programul pe care noi l-am co-creat împreună cu Fagora, l-am numit cashback pentru IMM. Deci avem ca obiectiv să susținem 100 de companii, dintre care, deci să dezvălui deja detaliile pentru fiecare companie. Deci o companie care va accesa un împrumut în cadrul platformei Fagora pe perioada următorilor 6 luni va putea beneficia de un cashback în valoare de 20% din suma împrumutului, dar plafonat până la 1.000 de dolari, echivalent un lei fiind de 19.250 de lei, care vor fi acordați în două tranșe egale, la finele primului an de accesare a împrumutului și la finele respectiv celui de-al doilea an. Avem câteva criterii de eligibilitate, deci cum vă vorbeam și mai înainte, sunt domeniile pe care ne focusăm cel mai mult, dar pentru orice domeniu de activitate al companiilor din segmentul IMM, putem susține finanțare sau trecerea, tranziția la economie verde, comerțul electronic sau adaptarea oricăror instrumente care presupun digitalizarea și automatizarea proceselor. Și vă mulțumesc. Dacă aveți careva întrebări, aici sunt datele mele și puteți să mă abordați fie acum, fie prin telefon sau e-mail. Mersi mult!
Da, chiar rog să-i acordăm multe aplauze, pentru că partenerii de la proiectul Tehnologiile Viitorului au fost alături de noi și sunt în continuare, vor fi în cadrul acestui proiect. Sper să reușim să dezvoltăm ulterior parteneriatul. Și, de fapt, datorită sprijinului acestui proiect, atât FAGRO cât și o mulțime de alte proiecte în Republica Moldova se desfășoară în perioada următoare, așa că contează foarte mult să avem aceste parteneriate. Natalia, mulțumesc foarte mult ție și echipii de la proiectul Tehnologiile Viitorului. Alături de noi sunt și alți parteneri, alți actori importanți. Totodată, chiar aici, alături de noi în sală, este Victor Spânu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanță. Așa că, Victor, dacă ai plăcere, te rog să vii și ne adresezi și tu un mesaj în sală. Mulțumesc, Tudor. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să încep, în primul rând, prin a felicita echipa FAGRO pentru produsul inovațional care l-au lansat cu succes pe piața noastră. Urmărim cu atenție toate evoluțiile în acest domeniu și credem că companiile ca FAGRO, startup-urile ca FAGRO, ajută foarte mult la dezvoltarea domeniului financiar din Republica Moldova și ajută întreprinderile mici și mijlocii să acceadă, să aibă acces la posibilități de finanțare mai bune, la mai multe posibilități de finanțare și vreau să le mulțumesc că și-au onorat obligațiunile față de împrumutanți și investitori până acum. Mult succes echipei! În același timp vreau să le mulțumesc și partenerilor donatori pentru că au susținut și susțin întotdeauna programe ca cel care a fost prezentat astăzi. Întreprinderile mici și mijlocii de fapt reprezintă coloana vertebrală a unei economii. Aici au loc cele mai multe inovații, aici se dezvoltă afaceri locale și aici se creează locuri de muncă. Respectiv, acest fel de programe contribuie foarte mult la dezvoltarea și le dă curaj, de fapt, întreprinzătorilor să dorească mai mult, să crească și să se dezvolte cu pași mai rapizi. Vă mulțumesc foarte mult și mult spor în continuare. Noi, în calitate de reprezentant a Partidului de Guvernare, vă vom susține, vă vom urmări activitățile și vă vom susține în continuare. Știu că este un domeniu plin de birocrație și de tot felul de piedici de nivel legislativ. O să încercăm să contribuim ca să facem lucrurile să fie mai ușoare și mai transparente pentru astfel de proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ok, haideți să trecem cumva în mai multe detalii, să ne uităm peste condițiile programului. Natalia deja ne-a făcut o incursiune, o prezentare generală cam care sunt condițiile de participare în cadrul programului. Am să vreau să trecem un pic mai detaliat prin aceste condiții. Ok, dacă ne referim la scopul acestui program, cum vedeți aici de ecran, de fapt noi propunem să dezvoltăm și să promovăm creșterea economică în Republica Moldova prin oferirea acestor subvenții, subsidii către companiile participante în program. În cadrul programului, cum spunea și Natalia, vor fi 100 de companii care participă și vor putea obține finanțare. Aici ce este important să precizez este că suma minimă pentru un anumit împrumut va fi de 1.000 de euro, suma maximă va fi de 10.000 de euro. Respectiv, în acest interval, companiile pot solicita finanțarea de care au nevoie și, totodată, un detaliu relevant este că durata acestor împrumuturi ar urma să fie de o perioadă fixă de 2 ani. Deci, dacă companiile vor dori la un moment dat să achite împrumuturi mai rapid, deci modelul pot să achite mai rapid, beneficia doar parțial de subvenția până în momentul în care vor achita acel împrumut anticipat, însă, în mod normal, împrumutul ar trebui să aibă o durată de 2 ani, deoarece după primul an
are loc, de fapt, prima sumă de subsidie, da, și după al doilea an, după încheierea proiectului și cu condiția achitării în termen a plăților lunare, respectiv compania primește și a doua parte din această subsidie pe care o avem în cadrul proiectului. Ok, ca și domenii, Natalia a prezentat anterior care sunt prioritățile proiectului Tehnologiile Viitorului, totodată și în cadrul programului de finanțare pe FAGRO, noi vom acorda la fel atenție acestor domenii importante și aici ne referim la segmente cum ar fi ingineria, producție, mass media digitală, deci toată presa online, pentru că avem aici reprezentanții presei, la fel pot participa, sau diferite companii din zona de industriilor creative, e-commerce, la fel sunt binevenite. Proiectele din zona Green Economy le așteptăm pe FAGRO. Sigur că aici nu vorbim de proiecte foarte mari, pentru că atunci când ne referim la Green Economy, dacă ar fi să ne referim la eoliene, da, acolo investițiile sunt foarte mari, sau careva parcuri mari, acolo sunt investiții de sute de mii de euro, dar dacă ne referim la anumite companii mai mici, pentru că targetul nostru totuși sunt IMM-urile, acele IMM-uri care au nevoie să-și monteze anumite panouri solare, fie la o pensiune, sau găsesc cu soluții în zona asta de economie verde sunt bineveniți în cadrul proiectului și totodată, dincolo de cele domenii pe care le-am listat, pot participa în cadrul programului de fapt orice alt IMM din Republica Moldova care obține această finanțare în scopul digitalizării afacerilor, da? Sau în scopul automatizării unor procese. Deci, poate fi orice companie, chiar și din zona agricolă, da? Adică care nu este listată aici, dar în momentul în care utilizează această finanțare pentru automatizare sau pentru digitalizarea afacerii, respectiv pot participa în cadrul programului. Deci astea sunt cumva detaliile cele mai relevante referitor la program, dar totodată știți cum era și o vorbă că poți să povestești de foarte multe ori, dar cel mai bine e o singură dată să arăți. De asta o să mă conectez acum la internet, pentru că avem o problemă apropo de conexiune la internet aici. Suntem nevoiți să ne conectăm pe telefonul mobil, sper să nu avem surprize. Și vom face o scurtă prezentare cum companiile vor putea să aplice în cadrul programului. Ok, până se încarcă, haideți să valorificăm acest timp pentru a putea interacționa, respectiv dacă sunt anumite întrebări de precizare, de clarificare, vă rog să interveniți, avem aici un microfon pentru voi, fie veniți aici în față, fie vă transmite microfonul pentru a putea adresa întrebări. Doritori, Răzvan, te rog. Fiților, dacă puteți, mă ajutați cu microfonul. Bună ziua! O întrebare. Ca să fie eligibilă o companie, ce cheltuieli sunt eligibile pentru împrumut? Sau există așa criteriul în cadrul companiei? Indiferent de domeniu, ce cheltuieli pot fi făcute din acel împrumut? Dacă există o condiționare legată de asta. Da, de fapt, când vorbeam un pic mai devreme despre aceste priorități, cumva prin aceste priorități răspundem la întrebarea ta, pentru că acele costuri care se încadrează în acest segment, dacă tu obții finanțare pentru un anumit proiect de automatizare sau dorești să dezvolți un site sau dorești să faci altceva care contribuie la digitalizarea afacerii tale, pentru promovarea online a afacerii tale, deci cumva tot ce este conex cu transformarea digitală, cu automatizarea companiei, respectiv sunt costuri eligibile. Totodată sunt costuri care vin pe propria răspundere a companiei. Deci noi nu avem cum să venim să verificăm ulterior fiecare leu, cum l-ai utilizat și mai departe. De asta, chiar și aici în prezentarea care am pregătit-o, am să încerc să o trec încoace. Companiile când vor depune o cerere de finanțare, deci cumva e o modalitate foarte simplă pe care o vedeți aici, compania e necesară să ne spună ce sumă de bani are nevoie, selectează suma, ne spune contul IBAN pe care a dorit să obțină finanțarea și totodată are posibilitatea să aleagă unul dintre scopurile pe care le avem aici pentru finanțare. Deci aici noi avem 7 scopuri care sunt valabile pentru orice împrumut pe FAGRO, pentru toate companiile, 3
dintre ele sunt disponibile sau valabile în cadrul programului cashback pentru IMM și aici ne referim la automatizarea proceselor operaționale, adoptarea instrumentelor digitale și proiectele de economie verde. Deci orice scop selectat din astea trei vine ca parte participantă în cadrul programului. Deci asta este unul dintre criterii. Haideți să alegem aici, spre exemplu, pentru adoptarea instrumentelor digitale, selectăm o perioadă de 2 ani, cum spuneam că e perioada de participare în program, respectiv putem să avansăm la pasul următor. Cer scuze că un pic mai greu se mișcă tot aici. Aveam anumite dificultăți cu conexiunea la internet. Ok. Ulterior, compania pe proprie răspundere urmează să ne ofere mai multe informații despre proiectul pentru care obține finanțare. Vom încerca să facem o completare rapid pe aceste câmpuri. Așa. Inițial ne spune care este scopul și care sunt obiectivele acestui proiect, pentru ce de fapt este obținută această finanțare, pentru că spuneam că noi nu avem practic, nu avem posibilitatea să verificăm absolut fiecare detaliu din sau toate costurile cum sunt gestionate. De asta practic ne bazăm foarte mult pe buna credință a companiilor care completează acest pitch. Putem să-i spunem un anumit pitch, da? Ne spune inclusiv suma cu care va contribui în cadrul programului, selectează perioada pentru care estimează că îi va ajunge această sumă de bani. Ok. Introduce mai multe profiluri Facebook, LinkedIn, dacă le are pentru compania sa, pentru că ulterior aceste informații care sunt oferite aici, respectiv toate informațiile care se completează, ulterior ajung și sunt prezentate investitorilor de pe Fagura. Respectiv, după ce au oferit aceste detalii, trecem la pasul următor, în care urmează să ofere cumva deja detalii concrete despre modul în care vor fi gestionați acești bani și respectiv pentru ce obține această finanțare. Da? Aici oferă detalii despre cumva o prezentare foarte generală a acestui proiect, după care rugăm compania să ne spună care sunt activitățile și pentru ce produse sau servicii se obține această finanțare. Deci va oferi o scurtă descriere aici de 1-2 aliniate. Totodată rugăm compania să ne spună și care sunt rezultatele companiei până acum, pentru că acei investitori care vor analiza, de fapt, acel pitch a IMM-ului, au nevoie să înțeleagă exact care sunt rezultatele companiei până acum. Următorul bloc pe care îl solicităm aici să fie completat sunt careva date despre echipa proiectului. Respectiv, e necesar să ne se spună cine sunt persoanele care vor gestiona acest proiect, iarăși în câteva cuvinte, nu solicităm foarte, foarte multe detalii. Următorul punct e cel care se referă la riscuri, da? Care sunt riscurile pentru activitatea proiectului și cum compania își propune să depășească aceste riscuri. Dacă în alte programe de finanțare poate fi solicitat, nu știu, un plan de afaceri sau ceva de genul ăsta, în cazul nostru, de fapt, noi avem o versiune cumva extrem de simplificată. Și ultimul punct pe care rugăm aici compania să-l completeze este modul în care vor fi utilizate aceste fonduri. Și aici, Răzvan, venim cumva ca răspuns la întrebarea ta, pentru că aici compania ne spune cum va utiliza aceste resurse. Respectiv, e pe răspunderea companiei că banii vor fi gestionați anume în acest mod. Sigur că noi pe parcurs putem solicita anumite informații suplimentare, anumite confirmări, dar în primul rând ne bazăm pe cele informații care sunt listate de către companie. Vom ruga compania să ne ofere și un anumit link de pe YouTube, în cazul în care are un link de prezentare, fie a companiei, fie a produselor, iarăși pentru ca investitorii, când vor vedea acele informații listate pe platformă, să înțeleagă mai bine care este profilul companiei, cum activează, care sunt rezultatele. Deci un anumit video de prezentare ar fi foarte, foarte util. Ok. Ulterior rugăm să ne fie încărcate anumite imagini. Am pregătit aici câteva poze. Așa.
Vorbim aici de un proiect de producție. Ok, hai să încărcăm această imagine. Așa, ok. S-a încărcat această imagine. Ulterior, dacă compania are anumite, are anumite documente suplimentare, o anumită prezentare, un anumit pitch, are posibilitatea să o încarce. Deci asta este un punct facultativ, deci este opțional, nu este obligatoriu ca să fie încărcat. Însă în cazul în care compania are anumită prezentare a companiei, respectiv o poate încărca aici. După ce ne-a oferit aceste informații, putem avansa la pasul următor. Iarăși se mișcă un pic mai greu pentru că suntem conectați direct de pe telefon. Nu avem conexiunea stabilă la internet aici. Ok, așteptăm să încarce acest pitch. În momentul în care, practic, documentul se încarcă, totodată, pentru investitorii de pe platformă, se generează o pagină cu mult mai multe informații. Toate informațiile care au fost oferite de către companie și, pe lângă aceste informații, noi, cum vă spuneam, avem un scoring automatizat în spate, prin intermediul căruia noi facem anumite extrageri de la diferite registri publice, de la birouri de credite, de la Agenția pentru Servicii Publice, autoritățile naționale, respectiv prelucrând toate aceste informații, pregătim acea pagină detaliată de prezentare pentru companii. Ok, așteptăm să se încarce și acel pitch deck, probabil era un pic mai mărișor. Haideți să luăm și alte întrebări. Da, Oleg, te rog. Salut. Oleg, ești unul dintre, la fel și Răzvan, la fel și Oleg, sunt și antreprenori care au obținut și finanțare prin intermediul Fagora. Te rog. Uite, pe pliant aici scrie că finanțare până la 10.000 de euro. Eu presupun că banii noi în cont, până la urmă, primim totuși în lei, nu în euro. Corect sau nu? Da. În lei, bine. A doua clarificare, dobânda de 6,9%, vrem să știm, e flotantă sau fixă? Dobânda începe de la 6,39, la fel ca și în programul la care ai participat anterior, dobânda este în funcție, sau noi o stabilim în funcție de gradul de risc a companiei. Cea mai mică dobândă care poate fi obținută pentru un proiect prin intermediul Fagora e 6,39, cea mai mare dobândă e de aproximativ 30%. Deci oscilăm în această categorie în funcție de gradul de risc a companiei. Noi când facem aceste verificări la biroul de credite, analizăm inclusiv profilul fondatorului. Cine este fondatorul, ce venituri are el, ce istorie de creditare are acest fondator. Respectiv, analizând toate aceste informații în complex, noi ne dăm seama despre capacitatea de plată a companiei. Și dacă o companie are capacitate de plată bună, respectiv va putea obține finanțare la o dobândă mai mică, de 7%, 8%, 10% sau 13%. O companie care este un pic mai riscantă poate să aibă o dobândă mai mare. Dobânda care este oferită în cadrul proiectului este fixă, ea nu se modifică pe durata proiectului, indiferent de dobânda de bază de la Banca Națională sau rata inflației. Deci dobânda este fixă, nu se modifică. Dar am făcut această precizare ca să fie un pic mai clar. Clar. Acum, altă întrebare. Noi când completăm pe platformă, putem vizualiza, nu știu, graficul sau a întregii perioade, de să spunem așa, împrumutului, rata lunară sau dobânda efectivă. Da, sigur, absolut. Mă refer că se generează cumva un grafic sau putem vizualiza... Absolut, se generează un grafic de plată pentru fiecare împrumut în parte, pe aplicația de client, în dashboard, practic compania are posibilitatea să urmărească acest grafic de plată. În cazul Fagora, acel împrumut care l-ai accesat, la fel când intrai în profilul tău de client, puteai vedea împrumuturile care sunt listate, dacă ai unul sau mai multe împrumuturi, și în momentul în care te duci la detalii împrumut, respectiv vezi toate informațiile care le extragem de la autorități, inclusiv acel grafic de plată detaliată despre care vorbim. Da? Deci toate informațiile sunt listate acolo, desigur. Mulțumesc. Ok, dacă sunt și alte întrebări, comentarii, precizări, vă rugăm. Faceți doar un semn și colegii se apropie cu microfonul. Doriți să interveniți? Nu? Ok. Voi încerca încă o dată conexiunea la internet de pe telefon. Din păcate e foarte, foarte lent. Posibil, fiind și mai mulți colegi aici, am, în cazul meu, doar o singură antenă la telefon, așa că un pic mai greu se conectează.
Aici noi am pregătit suplimentar o pagină, un pitch pentru IMM-uri, pentru că investitorii, când vor lua decizia de finanțare, toate aceste informații care noi le-am completat adineauri, respectiv aceste informații pot fi vizualizate într-o pagină pentru IMM, doar că în sensul ăsta ar urma să putem să avansăm. Ok, foarte, foarte lent internetul, dragi colegi, asta e, nu am ce să-i fac, încercăm să vedem dacă se încarcă, dar din păcate asta e conexiunea. Suntem într-o sală de conferință a unei companii de tehnologie, a unei companii de telecomunicații, dar din păcate avem o conexiune foarte slabă. De la ei am încercat câteva rețele și niciunul nu. Deci dacă parcă așa ai? Ai conexiune? Da, un, doi, trei, văd când merge. Imediat, hai să vedem. Asta, da? 1, 2, 3? Da? Ok, super. Altă viață, altfel se mișcă deja. Ok, aici practic oferim încă o dată toate condițiile generale, dobândă anuală efectivă, respectiv compania avansează, depune această cerere, după ce a depus cererea, noi în background facem și noi manual ne uităm peste această cerere, să o analizăm, să ne asigurăm că toate informațiile sunt ok. Și aici este cel grafic, Oleg, apropo, despre care tu întrebai, respectiv compania are posibilitatea în orice moment să vadă acest grafic de plată. În momentul în care a făcut o anumită plată, afișăm exact care plăți au fost procesate, care plăți au rămas, care este principalul rămas spre plată, respectiv toate informațiile sunt furnizate în această pagină. Ok. Și imediat vom vizualiza și pagina așa cum o vor vedea investitorii când o listăm pe platformă. O aprob în paralel în CRM-ul nostru. Așa. Imediat. Așa. Ne logăm, trecem și autentificăm doi factori. Așa. Aici avem un cont de test. Respectiv, acele informații care noi le-am completat anterior la pașii precedenți, putem vedea aici o prezentare a companiei, vedem denumirea proiectului, fiecare solicitare de finanțare din partea companiilor este însoțită de o garanție pe care o oferă administratorul companiei, respectiv în cazul IMM-urilor de foarte multe ori IMM-ul are un capital social foarte mic, poate fi de câteva sute de lei sau câteva mii de lei, ceea ce este insuficient pentru a putea acoperi riscurile de credit și în acest caz pentru a putea pentru că noi nu oferim anumite garanții, da, pe împrumuturile care se oferă sau nu solicităm gaj, dar totodată solicităm administratorul sau fondatorul companiei să semneze un contract de garantare, respectiv oferă garanții personale pentru împrumutul care este accesat. Investitorii pot vedea anumite informații generale despre companie, pot vedea adresa, pot vedea domeniile de activitate, respectiv oferim atât, hai să spunem, domeniul principal de activitate listat, dar la dorință investitorii pot vedea și alte domenii de activitate pe care le are compania listate aici mai jos. Sunt informații despre istoria de credit a companiei, de cele mai multe ori IMM-urile fiind în primul an sau a doilea, treilea an de activitate, încă nu are o istorie de credit. De asta uneori vom avea informații despre istoria de credit, alteori nu vom avea aceste informații. Mai jos e acel video de prezentare, respectiv investitorii vor putea să urmărească un video de prezentare a companiei.
și vor vedea acele informații pe care compania le-a furnizat la etapa completării solicitării de finanțare, care este scopul proiectului, activitățile, rezultatele, echipa, utilizarea fondurilor și așa mai departe. Totodată, pe această pagină, noi oferim și informații suplimentare relevante pentru investitori. Nu o să ne oprim la ele, pentru că suntem mai mult din perspectiva IMM-ului, analizăm. Sunt și anumite avertizări cu privire la riscurile asumate. În esență, chiar și acum, în Moldova, discutăm despre un proiect de lege a crowdfunding-ului, care este bazat pe un regulament european de crowdfunding. În baza acestui regulament european de crowdfunding, pagina pe care o vedeți voi este transpunerea în practică acelei fișe cu informații esențiale care este solicitată în cadrul regulamentului european. Totodată, dacă s-au oferit anumite documente suplimentare sau acele cifre financiare care spuneam că noi le extragem de la autorități, investitorii vor putea vedea grafic toate rezultatele financiare ale companiei, pot vedea așa anumite informații suplimentare referitor la riscuri sau pot vedea investitorii care au făcut investiții în acest proiect. Deci, cam pe scurt, cam asta e informația. Investitorul care dorește să facă o investiție ajunge pe o pagină dedicată, respectiv setează suma pe care dorește să o investească, a setat suma, a apăsat butonul de investiție, respectiv investiția a fost făcută. Cam așa funcționează foarte, foarte pe scurt procesul de finanțare. După ce suma a fost finanțată de plin, respectiv companiei revine în profilul său de împrumutat, semnează un contract de împrumut, semnează acel contract de garanții personale, respectiv primește banii în cont și ulterior, în primul an de activitate, primește prima parte de subsidiere de $500 și în al doilea an primește a doua parte de $500. Cam asta e foarte pe scurt programul nostru, respectiv dacă și după prezentarea acestor informații aveți careva întrebări, detalii de clarificat, aveți acum posibilitatea să interveniți. De când va fi disponibilă această platformă? Practic, ceea ce v-am prezentat acum este regimul de demo, pentru că nu am putut să depunem o cerere din împrumut din partea unei companii fără acordul ei, da? Adică este un regim doar de demo, de testare. Practic, până seara, noi trecem toate ajustările care le-am făcut, le trecem pe live, respectiv, hai să zicem de azi seara sau pentru maxim siguranță, de mâine dimineață, companiile au posibilitatea să vină pe platformă, să depună aceste cereri de finanțare și, practic, inovația pe care o avem e atât importantă pentru companii vor obține această finanțare, cât și pentru investitori, pentru că vom face o prezentare grafică mult, mult mai detaliată. Până acum, practic, investitorii care erau pe platformă vedeau informații foarte succintă, da, ceva de genul ăsta, cine este, care este compania, cine este administratorul, o anumită informații despre istoria de credit și o descriere extrem de succintă a solicitării de finanțare. Era doar acest sumar, da? Noi am dezvoltat această pagină IMM pe care am vizualizat-o anterior, respectiv investitorii vor putea obține mult mai multe informații. Dar, cum vă spuneam, de azi seara sau de mâine dimineață aveți posibilitatea să depuneți aceste cereri de finanțare. Deci, modul ăsta, investitorii, cum văd, va fi doar pentru persoanele juridice sau și persoanele fizice care depun cereri vor avea o astfel de pagină? Adică, ca să fie mai clar pentru investitori, cui dau banii, ca persoană fizică? În cazul companiilor, avem posibilitatea să facem o astfel de pagină de pitch, ca un pitch adevărat. Adică, noi cumva, și în sensul ăsta am dorit să avansăm. Deci, pe Fagora nu obții un credit ca la bancă în care te-ai dus, banca ți-a dat finanțarea și atât. Acolo e relația ta cu banca. În cazul nostru, noi fiind o platformă de crowdfunding, noi dorim această finanțare venind din partea comunității, noi trebuie să generăm încredere, da? pentru această companie. Și companiile, când obțin finanțare, obțin nu doar bani, dar obțin inclusiv încrederea și sprijinul din partea comunității. De asta, pentru acele companii, noi am dezvoltat această pagină foarte detaliată. Investitorii pot deveni în timp clienții companiei, pot deveni partenerii companiei sau consultanții companiei, deci pot să ofere mult mai mult decât doar banii de care au nevoie. Respectiv, avem pagină detaliată. În cazul persoanelor fizice, din păcate, există limitări. Noi nu putem publica numele acestui consumator. Da? Dacă vrea un consumator să ia un credit, noi nu putem spune la tot, la, nu știu, toată Republica Moldova să știe că persoana X sau Y a solicitat o finanțare. Deci e vorba de date cu caracter personal și din păcate nu vom putea face o astfel de pagină pentru persoane fizice. Nu că noi nu am dorit, dar nu avem posibilitatea, prevederile legale ne interzic să facem lucrul ăsta. Ok.
Aici cumva punem punct prezentării noastre sau părții oficiale a evenimentului Fagura, urmează și partea neoficială. Avem aici în spate pregătite mai multe, da, Inga? Păi am tot rugat cine este doritor. E cineva care dorește să intervină? Ok, mersi Inga pentru precizare. Răzvan, colegul, a avut niște întrebări, niște intervenții, totodată ei fiind beneficiari în Fagura, puteți să vă povestiți propria experiență, da? Să aveți câte o scurtă intervenție, te rog, coleg. Salutare tuturor, vreau în primul rând să-ți strâng mâna, să te felicit pe tine și întreaga echipă, îți urez mult succes în continuare și vreau să mă aduc la cunoștință, eu sunt unul din beneficiarii unui împrumut Fagura, din ediția precedentă, să spunem așa, și am rămas foarte satisfăcut pe motiv că acum 5 luni în urmă, cred, eu gestionez un magazin materiale reparații, construcții și aveam nevoie să suplinesc stocurile din marfă și a apărut această ocazie să iau un împrumut de la Fagura pentru a face aceste rezerve. Și a fost totul online, foarte ușor, sigur, și unde nu mi-a fost clar, echipa Fagura m-a ghidat, m-a ajutat să, până la urmă, să obțin acest împrumut. Mulțumesc mult, succes în continuare! Mersi frumos, Oleg! Răzvan, te rog să vezi și tu, Răzvan Ursu, antreprenor. Răzvan, apropo, are dublă calitate pe platformă, este și investitor și într-un moment a obținut și un împrumut cu compania sa. Răzvan, spune ambele perspective, cum arată? Da, bună ziua, la mulți ani și felicitări pentru startup. Mulțumim. Am intrat în comunitate, dacă sunt și investitor, acum un an și pot spune că este un startup care oferă o alternativă sănătoasă la sistemul bancar. Clasic, atât ca investitor, pentru că poți obține un randament pesimist de minim 12%, ceea ce este greu pe piață, dar optimist poate între 15-18%, ceea ce este foarte bine. Asta pe partea de investitor. Și procedura este destul de simplă, deschisă, dacă veți reuși pe piața din România, va fi și mai bine pentru că va crește numărul de cereri de împrumut. Pe partea de împrumutat, la fel, este o metodă rapidă, mult mai avantajoasă decât sistemul bancar clasic, cum am spus, dobânzile sunt mult mai mici și este foarte rapid. Adică, deja ca investitor am văzut că sunt cereri de împrumut care se completează în 5 minute, adică nici nu se plasează bine și în 5 minute deja ai finanțarea, ceea ce este wow. Așa că e o alternativă bună și cu siguranță veți crește. Veți crește și dacă veți cuceri și piața din România, va fi wow. Mulțumim și frumos, Răzvan. E foarte bine că am avut și această perspectivă din partea clienților să povestească cumva propria experiență. Mersi încă o dată, vă rog să aplaudăm acești clienți și totodată, fiind, cum vă ziceam, pe finele părții oficiale, Fagura la 4 ani de activitate, am pregătit un tort în spate, câte o cupă de șampanie, așa că rog să... Inga? Ce acolo? Lidia? A, vine tortul. Da, vă rugăm. Eu încercam să dau seama de ce-i vorba acolo. Da, haideți să mergem cu toții în spate și continuăm deja cu discuțiile partea neoficială.